În această seară avem o zi cu greutate în Rotary Internațional, pentru că se împlinesc 110 ani de la înființarea primului club Rotary la Chicago în 23 februarie 1905. Un avocat pe nume Paul Harris împreună cu un grup de prieteni au inițiat la acea vreme un mic grup de oameni de afaceri și lideri din comunitatea lor locală. Pe acest principiu funcționează Rotary Internațional, dictonul nostru fiind mai presus de sine însăși. Tot în seara, în această seară, avem ocazia și o mare realizare a clubului Rotary din Reșița de a înființa un corp comunitar. Acest corp comunitar este alcătuit din membrii ale căror calități trebuie să fie proxime cu cele ale rotarienilor. Parte din proiectele noastre se suprapun cu activitatea acestor membri, care sunt adevărați profesioniști în locurile lor de muncă, și prin aportul lor sperăm ca proiectele noastre să fie mai viabile, sustenabile, să aibă mai mare impact în comunitatea reșițeană și să fie mai rentabilă pentru această comunitate. Tot astăzi am mai inaugurat o sală multimedia la Centrul Permanent Speranța din Reșița, un proiect de care noi ne-am ocupat de ceva timp, 4 calculatoare performante, TV Smart, videoproiector, mobilier, bibliotecă. Partener în acest proiect a fost Biblioteca Județeană Paul Iorcovici, prin Clara Constantin, care de fapt este și ea membru în clubul nostru Rotary din Reșița. Și sperăm că această sală multimedia să fie un pas pentru acești tineri în a-și găsi sau regăsi vocația, a o dezvolta, pentru a-i putea încadra mai ușor în comunitate și în societatea noastră. Sperăm că în viitor o să încheiem un alt proiect vis-a-vis de acest Centru Speranța, și anume un atelier de practică asistată, tot în acest scop de a le descoperi velitățile și a-i forma ca și oameni pentru comunitatea și societatea noastră. Aveți propuneri de membri noi în clubul dumneavoastră? În seara aceasta nu propunem membri noi, în seara aceasta cartăm Rotary Community Corps, care este alcătuit din cei 11 membri. Așa cum v-am spus, ei sunt oameni deosebiți, oameni care fac parte din organizații non-guvernamentale, oameni ale căror profesori doctori, ale căror profesori, scuze, profesii, da, sunt cele care au contact direct cu comunitatea noastră, și prin aceștia vom putea identifica și rezolva mai ușor problemele și necesitățile comunității noastre locale. Ei sunt, de fapt, doctori, profesori, ingineri, lucrează în instituțiile publice. O parte din acest corp comunitar este alcătuit și din membrii Rotaract, cei care sunt deja obișnuiți cu activitățile noastre, și prin voluntariatul lor au dat dovadă că sunt demni ca să facă parte din acest corp comunitar.